Bună ziua, astăzi vom face pește macro la grătar. Avem aici două frunze de dafin. Le mărunțim, da? Fiecare pune după gust. Mai avem așa. Ulei de măsline, busuioc, condimente, piper și sare. Fiecare și le pune după preferință. Dacă vrei să nu-l pui, nu-l pui. Dacă vrei să-l pui, îl pui. Poți să mai adaugi și alte condimente. Așa, frunzele de dafin le-am mărunțit, adăugăm uleiul de măsline, da, adăugăm piper, deci fiecare își adaugă după gust, vrea mai piperat, vrea mai fără piper, poate să își adauge, condimente, tot așa după gust, da, busuioc, adăugăm cu niște busuioc de aici, sare, adăugăm și sare, tot așa după gust, fiecare și adaugă după gust, da? Și amestecăm cu o linguriță. Amestecăm toate condimentele, da? După aceea fiecare pește, se trece prin această... era să uit, mai am ceva. Am aici niște mujdei de usturoi, da? Frecat cu ulei, cu un pic de oțet. Îl băgăm și un pic de usturoi. Și acum fiecare bucată de pește o tăvălăm pe aceste condimente. După aceea le dăm un pic la rece, la frigider. O jumătate de oră, o oră, două, trei, în funcție de cum o dispuneți. Până se prepară grătarul. Uitați așa, luăm fiecare bucățică de pește, o trântim pe o parte și pe alta, da? Ia uitați, punem aici într-un castron separat, după aceea altă bucată și tot așa, până le trecem pe toate. După aceea îl dăm la rece și îl punem pe grătar, pe grătarul încins. Acum peștele îl băgăm frumos la rece, la frigider, da? Așa, cu cât stă mai mult la rece, cu atât e mai bun. Dacă puteți să-l faceți cu o seară înainte și să-l lăsați la macerat, e nemaipomenit. Bun, avem aici grătarul încins. Am scos și peștele după vreo două ore și aproape și jumătate, da? Și acum... Îl punem pe ulei, pe grătarul încins, da? Fiecare își lasă cât dorește, și pe parte și pe cealaltă. Da? Eu de preferință prefer să fie mai făcut, da? Decât să nu fie făcut. Dumneavoastră puteți să-l mâncați, nu știu, mai crud, să zic. Dacă vă place, ia uitați ce bine și frumos arată, peștele la grătar. Grătarul să fie foarte bine întins, da? Îl mai întorc încă o dată și pe partea cealaltă și pe partea cealaltă, îi las așa undeva între 2 și 4 minute pe fiecare parte. Dar prefer să le întorc mai des ca să le văd eu. Ia uitați. Îi adăugăm și un pic de zeamă. Da? Ca să-l facă și mai fraged. Pe fiecare în parte. Adăugați cu lingura.
continentele și zeama care am pus, da? Și o să vedeți că e fragil și gustos, o tăiat, nemaipomenit de bun. Dar îmi toasem pe partea cealaltă, îi pun și pe partea cealaltă la fel, după aceea îl scot. Ia uitați, ce bine arată pe partea asta. Mai am pe partea asta la încercat să arate la fel. Cam asta este. Zeamă, tot așa, pe deasupra, ca să devină fragil. Ia uitați, nu mai spune nimic de bun, miroase super, 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 super miroase. Ceea ce vă recomand și dumneavoastră, să încercați, încercare moarte noastră. Mai am și aici încă o șarjă și voi face la fel. Ia să vedem cum arată. Pe partea aceasta arată super, deci putem să-i facem, da? Ia privit aici ce bine și frumos arată și miroase super, 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 super. Ia uitați aici a doua șarjă, punem un zei de usturoi, da? Ca să facă chiar gustul, mirosul să fie fragil. Da? Cam ăsta este peștele nostru macro făcut la grătar, da? Avem aici mojdei de usturoi, mămăliguță, merge nemaipomenit. Eu vă urez poftă bună și vă aștept la masă.